și bine ați revenit la un nou clip aici la mine pe canal. Nu mai pot de nerăbdare, îmi sfârie așa degețelele pentru că azi am primit colețelul ăsta mare din Anglia. Tocmai din Anglia a ajuns la mine și sunt foarte entuziasmat și abia aștept să văd, să descoper produsele ce se află în interior. Vedeți că nu reușesc să leg câteva cuvinte pentru că ne. Așa cred că ne se întâmplă tuturor atunci când avem emoții foarte mari. Colețul acesta sosește, așa cum am zis, tocmai din Anglia, de la Loredana Safta. Eu am câștigat un giveaway organizat de ea acum câteva săptămâni în urmă. Pe data de 11 martie ea a pus colețelul la poștă și astăzi, 24 martie, a ajuns colețelul la mine. A făcut ceva mai mult timp pe drum, probabil și din cauza vămii, pentru că, na, Anglia nu se mai află, UK-ul nu se mai află în Uniunea Europeană și sunt mai multe chestii legate de logistică. Dar eu m-am pregătit, m-am aranjat, m-am machiat frumos, m-am spălat pe cap, toate că părul stă în toate direcțiile și mă bate gândul foarte serios să mă tund ceva mai scurt, dar dacă o să se întâmple, evident că voi o să aflați primii. Și da, abia aștept să văd ce se află în interior. Dacă nu o știți pe Loredana, eu vă invit cu mare drag pe canalul ei, are și ea un canal de YouTube, este foarte, foarte, foarte aproape de a trece pragul de 1000 de abonați. Ea face în special clipuri legate de make-up, produse de make-up, haul-uri, empties, unboxing-uri favorite și așa mai departe. Mai rar, dar face și ea vloguri, vloguri de călătorie sau pur și simplu daily vloguri. Mie mi-este foarte dragă și urmăresc de fiecare dată cu mare drag, așa că dacă și voi și vouă vă place conținutul de pe canalul ei, nu ezitați să vă abonați acolo și să o urmăriți pentru că merită. Înainte de a trece la colețel, pentru că știu că mă întrebați de fiecare dată ce port pe buze și chiar la un clip de acum două zile, Adina de pe canalul For Your Face, Adina Adam, mi-a zis că vezi că n-ai precizat ce portai pe buze. Ei bine, am un creion de buze de la Essence, Stay 6 Hour True Lip Liner Waterproof în nuanța 02 Brick Lane. Cam așa arată, mă rog, vedeți voi pe buzele mele, nu e mare socoteală, peste care am pus un pic din rujul acesta de la Avon, cred că din gama Prismatic, dacă mi-aduc bine aminte. Acesta chiar a fost tot un produs câștigat la un giveaway, dar la Denisa Silaghi, nuanța este Pretty Illusion, un nude foarte deschis, mult prea deschis pentru mine, dacă ar fi să-l port așa ca atare, tocmai de aceea l-am combinat cu acest creion de buze de la Essence. Da, la ochi am vrut să-mi fac cică niște codițe mici, subțiri, delicate și am ajuns așa, pentru că am folosit un tuș de la Melu, care e cam pe terminate săracul, dar îl folosesc eu săptămâna asta și vedem dacă nu reușesc să fac nimic cu el. E clar că s-a uscat de acum și o să-l vedeți în clipul de empties, dar ca să nu mai lungim vorba și să nu mai întindem așa de clipul ăsta, zic să desfac colețelul și să vedem ce se află aici. Motivul pentru care, stați că zgâlții tot, masă, cameră și așa. Motivul pentru care eu mi-am dorit să particip și evident să și câștig la acest giveaway a fost faptul că premiul conține o paletă de la Juvia's Place. Nu am în colecția mea niciun produs de la acest brand și dorința mea cea mare a fost să aduc în colecția mea o astfel de paletă. Mi-am exprimat chiar dorința de a-mi cumpăra o astfel de paletă anul trecut în clipul în care vă vorbeam despre wishlist-ul meu. Anul trecut am făcut un wishlist cu diverse produse, începând de la îngrijire, make-up, skincare, parfumuri, dacă nu mă înșel. Și pusesem acolo pe listă și o paletuță de la Juvia's, dar nu a fost să fie anul trecut și să ajungă la mine să-mi cumpăr sau să primesc, dar uite că universul lucrează și mai devreme sau mai târziu toate visurile noastre se
împlinesc. Doamne, mă uit aici și văd câte produse am. Hai că am și o scrisorică de la Loredana. Dragă Alexandra, în primul rând vreau să îți urez o primăvară minunată, plină cu bucurii și împliniri. Sper ca aceste produse să-ți aducă o mică bucurie și să ajungă la tine în siguranță, pentru că amândouă suntem pasionate de machiaj. În colecție ți-am mai pus câteva produse. O, ce drăguț! PS1, rujurile nu sunt folosite, doar le-am făcut swatch. Sper să fie o nuanță ok pentru tine. Nu e nicio problemă, serios, eu nu mă supăr nici la produse care au fost folosite. Chiar nu, deci nu sunt genul de persoană chiar în halul ăsta de pretențioasă. Și 2, una dintre palete este folosită foarte puțin, iar cealaltă are făcut doar swatch. Sper să nu te deranjezi acest lucru, sub nici o formă. Chiar nu. Îți trimit multe îmbrățișări, Doamne, dar are Loredana un scris așa de frumos. Ia uitați-vă voi aici. Foarte, foarte frumos scrie. Loredana, ce pot să zic? Mulțumesc din suflet! Abia aștept să văd ce am aici și bineînțeles că prima aici deasupra e paletuța de la Juvia's. The Warrior by Juvia's. Așa arată paletuța. Ia uitați aici câtă superbitate. Deci nu pot să cred că ți-l rămâne așa ceva. Întremură inclusiv genunchii. Da, am leșinat. Da, la faza asta chiar am leșinat. Stai să vedem cum țin paleta ca să nu-mi rupă lumina. Uite, cam așa arată. Avem și farduri mate și farduri sidefate. Nu mă îndur să le fac swatch acum. Stați ca să fiu și în focus. Focusoare și emoții. Vă rog să-l scuzați și pe el. Dar sunt absolut superbe, superbe. Și n-am cuvinte și sunt exact genul de nuanțe pe care eu le folosesc de obicei în machiajele mele. Va fi top pentru vara asta, nuanțele astea de auriu, de arămiu. Superbă și pare a fi genul ăla de paletă completă, pentru că avem aici un crem din acest, o nuanță de tranziție deschisă la culoare mată, ca să poți să... Exact, să fie ca o tranziție. Avem maroul ăsta frumos, aici ceva, o nuanță ceva mai închisă ca să întuneci colțul extern, iar fardurile astea sunt geniale. Geniale! Doamne, mulțumesc universului tuturor! Nu știu cum să mai mulțumesc. Da. Deci mai departe, da? Mă bucur ca un copil, pentru că eu cred că asta de fapt stă în natura noastră, să ne bucurăm pentru orice lucru, mai mare sau mai mic, mai mărunt sau mai însemnat. Dacă nici măcar pentru lucrurile astea mărunte nu ne bucurăm în viață, atunci ce pretenții să mai avem să ne mai bucurăm și la alte lucruri care sunt mai mari. Asta e. Mă bucur ca un copil. Avem Oriflame. Oriflame Loving Care Multi-Purpose Cream cu lapte natural de migdale, 150 de mililitri. Hai să vedem. Ia uitați, e sigilată. Am să o las așa sigilată pentru că v-am zis, am ceva produse deja începute și nu vreau să fac risipă, dar sunt convinsă că o să fie minunată. Am și o lumânărică de la Yankee Candles, lumânările pe care eu le iubesc foarte mult, dar stați că nu mi-aduc aminte dacă v-am arătat produsul de la Oriflame, da? Avem aici, așa, cremă pentru corp de la Yankee Candles, avem o lumânare Exotic Fruits. Oh, ce bine miroase! După cum știți, eu sunt o iubitare a lumânărilor, vedeți și lumânării care acolo, da? Este de la Sheila's, mi-am luat-o de Crăciun și vă spuneam la un moment dat că parcă nu se simte, că nu miroase, că nu știu ce. Dar de câteva zile de când filmez și eu am pe ea aprinsă cu ușa închisă de la dormitor și dacă stă așa o perioadă aprinsă, chiar se simte mirosul, ceea ce e foarte tare, pentru că eram total dezamăgită, că așa, băi, eu am luat-o degeaba. Dar abia aștept să o aprind și pe asta de la Yankee Candle. Mai am un burețel de make-up, burețel de make-up, dacă vă aduceți aminte, vă spuneam eu un... De fapt, nu știu, cred că o să vedeți clipul ăla înaintea acestuia, pe asta o să-l propun primul, o să-l încarc primul pe YouTube. Am filmat un tutorial de machiaj în care testam ceva produse noi și vă spuneam acolo că am dat ieri o comandă la Notino pentru că am ceva nevoie de produse și am zis că de ce să mă duc în magazine să cotrobăi să una alta, mai bine stau acasă și dau comandă pe Notino, o mască pentru păr, un spray, în fine.
Și mi-am comandat și un set de 3 bureței de make-up pentru că aș vrea să am ceva mai mulți. Momentan am 3, unul e pe ducă și bine că a venit ăsta de la Essence, Make-up and Baking Sponge. Nu am mai folosit până acum bureței de la Essence, sau am folosit, aveam acum vreo 3-4 ani în urmă un burețel, dar era așa sub formă de clepsidră și a fost ok, așa că e super binevenit și ăsta. Mai avem de la Bioven Hydrate Repair Liquid Shampoo, un cum îi spunem, un săpunel de spălat pe cap. Știu sigur că nu o să-l folosesc eu, dar soțul meu o să-l folosească cu siguranță, pentru că am mai primit un astfel de, mi-am atins buzele de el, am mai primit un astfel de șampon sub formă de săpunel și îl folosește soțul meu cu mare succes, îi place tare mult, așa că nu îmi fac griji că nu o să fie folosit și produsul acesta. Mai avem aici o imensitate de spuman de baie de la Avon, Cherry Blossom, Bubble Bath, Avon, 1 litru are. Știți că eu iubesc gelurile de duș, am o întreagă colecție, dacă n-ați văzut-o, serios, nu știu ce faceți cu viața voastră, vă las un card pe aici pe sus și un link în barea de descriere să mergeți să vedeți clipul. Și ăsta evident că e bine venit, îmi plac băile în cadă, indiferent de anotimp. Vai, ce bine miroase! Foarte plăcut! Florile astea de cireș miros foarte bine. Și ceea ce îmi place mie foarte mult e că nu este extrem de dulce. Nu-mi place să mă spăl sau să fac baie cu geluri de duș sau spumante foarte, foarte dulci. Dar ăsta e mega ok. E super fain și uitați, la cantitatea asta o să mă spăl de, o să-mi iasă pe ochi. Așa, stați că aici în punguța asta, mai mult ca sigur, sunt produsele pe care ea mi le-a trimis extra față de giveaway. Și hai să vedem în continuare. Avem Becca Black Glow Drops Highlighting Primer for Face în nuanța Rose Pearl. Eu am un produs, cred că similar, dar într-o altă nuanță. Nu l-am folosit pentru că mi se pare ceva cam închis pentru tenul meu, dar o să vedem cu ăsta cum o să fie. E sigilat, îl las așa, nu insist asupra lui, dar să sperăm că o să fie ok. Pregătește și luminează fața pentru un glow sănătos și natural. Foarte ok, mie îmi place să strălucesc, știți cum e, și azi m-am dat cu destul iluminator, cu Mary Luminizer de la The Balm. Hop, hop, că învărs cutia peste mine. Așa, hai să mai vedem aici. Avem un gel dezinfectant, Your Sanitizer Hand Sanitizer Gel, cu 75% etanol, conține aloe vera și vitamina E. Ăsta e clar binevenit, îl pun acolo în geantă, știți că am primit un dezinfectant de tipul acesta și prin cutiuțele subscripție și am să le pun pe amândouă în geantă pentru că, na, trebuie să le ai acolo tot timpul, nu se știe, apelez la ele oricând e nevoie. Mai am de la Mad Masky Serum Infused Eye Mask, Dark Circle, Puffy Eyes, Fine Wrinkles, Dry Skin, Swelling. Te ajută cu toate aceste probleme, foarte mișto. Eu am mai avut produse de la Mad Masky, cred că am avut un ser pentru față acum vreo 2 ani în urmă, în anul în care m-am apucat eu de YouTube, în vara aceea, și mi-a plăcut tare mult, așa că și ăsta clar e binevenit, abia aștept să îl folosesc. Din nou avem și aici un produs sigilat, ceea ce este foarte ok. Eu am momentan începute 2 creme pentru ochi, una de la Avant care nu face absolut nimic și o am pe terminate și am mai început o cremă pentru ochi de la Madara, care e ok, dar asta e cu totul și cu totul alt produs. Și să vedem ce zice aici. Formula special pentru pielea subțire și sensibilă de sub ochi, conține un nivel foarte ridicat de antioxidanți naturali, îmbunătățește elasticitatea pielii într-un interval de 4-7 utilizări și îmbunătățește la fel elasticitatea pielii, făcând-o vizibil,
mai luminoasă, reducând liniile fine, cearcănele negre și eventuale pete. Și iar după 7-12 utilizări sunt reduse vizibil liniile fine din jurul ochilor. Abia aștept să o folosesc. Știți că mă confrunt cu cearcănele, nu-mi bat capul neapărat foarte tare cu ele pentru că știu că nu prea am cum să le reduc. Chiar dacă dorm suficient, nici atunci n-am observat neapărat o mare schimbare, ci încerc pe cât posibil să le acopăr și asta este. Dar produsul ăsta chiar m-a făcut curioasă și abia aștept să încep să-l folosesc și să văd dacă dă rezultate. Iar aici avem ultimele 3 produse care au fost incluse în giveaway și anume Daily Concepts Daily Reusable Rounds. Niște dischete reutilizabile. Mai am alte câteva și sunt ok. O parte nici nu am început să le folosesc pentru că eu nu prea mă demachez cu dischete, folosesc ulei, dar e bine de avut acolo. Dacă n-am să le folosesc eu, am să-l dau și eu mai departe. Vă mai spunem eu și altă dată că dar din dar se face rai. Tot de la Oriflame avem aici Pure Skin, ceva o mască în 2 pași, dacă nu mă înșel. Primul pas este un tip de mască ce oferă căldură pielii pentru a deschide porii și a-i curăța, iar cea de-a doilea pas este o mască de curățare în profunzime pentru ten. Dual face, prima se aplică 5 minute, iar cea de-a doua se aplică timp de 10 minute. Băi, foarte interesant, n-am mai folosit produse Oriflame și Avon de când eram prin liceu. Avon au mai venit așa în ultima perioadă prin prisma coletului, de exemplu, de la Mihaela și prin prisma celorlalte două giveaway-uri câștigate și au început să vină și astea de la Oriflame, ceea ce e foarte bine. Știu și am auzit multe cuvinte de laudă în ultimii ani de la Oriflame, iar calitatea produselor lor este mult mai ridicată față de acum 15-16 ani în urmă. Iar ultimul produs conținut de giveaway, avem aici o mască de la Beauty Pro, Avocado Infused Sheet Mask, o mască de tip șervețel cu avocado. V-am spus, iubesc din tot sufletul măștile astea de tip șervețel, sunt ușor de aplicat, le-ai lăsat acolo 10-15-20 minute cât e timpul scris pe ambalaj. Ai îndepărtat-o și asta este mult mai comod decât cu o mască clasică. Dar, na, are 100% este din plante, este water free, ok, travel with me, 15 minute, superfood ingredients, foarte, foarte fain, abia aștept să o folosesc. Hai să trecem mai departe și la celelalte produse extra pe care Loredana a fost atât de drăguță să mi le trimită. Și hai să vedem aici. Văd ceva, niște paletuțe. No, doamne. Oh my god! Huda Beauty Topaz Obsession. Prima mea paletă de la Huda Beauty și uite de la cine vine ea. Deci am să o țin minte toată viața. Atât paleta cât și pe Loredana. Stați așa că s-a prăfuit aici un pic oglinjoara. Așa. E absolut superbă. Da? Abia aștept să-mi bag și eu degețelele în ele, să fac niște swatch-uri și să o folosesc pentru ochișorii mei, bineînțeles. Arată super, super. La fel, genul de paletă mică, compactă, cu toate nuanțele la purtător, începând de la nuanțe deschise, mate, până la nuanțe mai închise, după aceea avem și nuanțele sidefate. Pot să mai zic ceva? Pot să mai zic nimic? Mi se taie iar răsuflarea. După care avem, stați așa, au curs de pe aici ceva, dar să sperăm că sunt toate în stare ok. Da, și asta e ok. Stați așa să mai... Așa. Avem de la... Nu știu să citesc brandul ăsta, da? Citiți-l voi. Citiți-l voi și eu vă spun mai departe. Nude Shimmer, 9 culori în paletă de la Beauty Bay, dacă nu mă înșel, e
E emblema asta și ia uitați cât e de frumoasă, o paletuță nude cu farduri sidefate, toate sunt sidefate, din punctul meu de vedere pot fi folosite atât pe pleoapă cât și pe față, pe post de iluminatoare, de ce nu? Hai să-mi facem și o demonstrație, zic. Uite, iau prima asta, primul fard de aici care este cel mai deschis și ia uitați cum se întâmplă magia. Azi, dacă nu-i soare, apar eu și se luminează afară, da? Da. N-ai ce să-mi faci, serios, n-ai ce să-mi faci pentru că iubesc iluminatorul, da? Farduri superbe, nuanțe neutre, sidefate, la fel, abia aștept să le folosesc, să le testez. Genul de paletă, nuanțe ce pot fi folosite în orice anotimp, dar cu pregătire zic eu vara, pentru că arată atât de bine fardurile sidefate. Și hai să ajungem și la rujuri. Am făcut o... Dumnezeule, mi-a trimis ruj de la Pat McGrath. Ok. Da. Hop, hop, hop. L-am scăpat, da? E ok. E ok, suntem ok, da? Gata, revin. Deci avem un ruj de la Pat McGrath. Brandul, nu brandul, nuanța se numește Flash 3, da? Cam așa arată rujul. Mă rog, faceți excepție că eu l-am scăpat pe jos, da? Așa, dar hai să facem asta chiar că-i fac un swatch. Ia uitați aici ce nuanță faină de maro, un maro roșcat, superb, dar e atât de cremos, de nu vine să cred. Da, Pat McGrath, da? Here. După care avem de la Huda Beauty, de mai matte, stați că mi-a leșinat din nou focusul, așa. Am zis, Huda Beauty de mai matte, nuanța este Sheikah, da? Și o nuanță așa, doamne cum miroase a bombonele. Așa, aici e nuanța superbă, superbă. O pot să pun deasupra liniștită. Ta-da! Superbă cu nuanța. Așa, iar mai departe mai avem încă două, avem de la, dați să vedem brandul, Nude Stick Gel Color Lip and Cheek Balm, nuanța este Siren, dar nu îmi dau seama de brand, e Nude Stick Ink Toronto Canada, valabil 24 de luni, made in Germany. Și aici e nuanța, un roșu, foarte să vă arăt produsul, da? Cum arată, deci sunt așa de în toate direcțiile încât nu mă mai pot concentra. Așa arată produsul, așa, și să-i facem un swatch, un roșu foarte, foarte frumos și cremos. Superb, 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 superb. Și așa se întinde foarte, foarte ok. Iar ultimul produs este de la Oriflame, dacă nu mă înșel, da? Oriflame Cosmetics On Color și este tot un ruj. Wow! Ce frumos! Stați să vi-l arăt așa ambalajul, ca să nu mai uit. Pe lângă faptul că ambalajul arată foarte, foarte frumos, rujul îl avem aici într-o nuanță dintre asta, așa foarte drăguță. Da, o să fie perfect pentru primăvară, da? Uite așa arată. Și apropo de primăvară, știți că am, dacă nu știți, vă spun eu acum că am făcut pe aici pe canal un clip cu top 10 rujuri pentru primăvară și am acolo ceva recomandări foarte interesante, iar Loredana s-a inspirat și ea de la clipul meu și a făcut un top 5 produse pentru primăvară, 5 palete, 5 rujuri și 5 oje pentru unghii și e foarte interesant clipul și prezintă acolo produse foarte, foarte faine și chiar vă invit și pe voi să vedeți clipul respectiv.
Iar la fel, eu m-am inspirat de la clipul ei și mă gândeam să fac aici pe canalul meu un clip în care vă arăt palete pentru primăvară-vară. Așa că uite așa, vezi cum ne inspirăm noi una de la alta și e foarte frumos. Da, astea sunt swatch-urile de la Rujuri, v-am arătat produsele, sunt mega fericită, mega încântată. Abia aștept să încep să le folosesc, dar vă spun, cu mâna pe suflet, paleta asta e top. E exact ce mi-am dorit și universul mi-a adus-o, indiferent pe care ea a ajuns la mine. Abia aștept să o folosesc. Ce să mai zic, ca să nu mă mai lungesc, mulțumesc Loredana că ai organizat acest giveaway la care eu am avut șansa să particip și să și câștig. Mulțumesc și pentru celelalte produse pe care mi le-ai trimis cadou din partea ta. Mulțumesc vouă că ați fost alături de mine și ați vizionat acest clip. Dacă v-a plăcut, să-mi arătați cu un like și vă așteptăm în barra de descriere să-mi spuneți dacă v-au plăcut și vouă produsele, dacă aveți o parte din ele și care e experiența voastră cu ele. Nu uitați să mergeți și pe canalul Loredanei. Vă pup, vă iubesc, aveți mare grijă de voi și ne revedem la un nou clip tot aici la mine pe canal. Până atunci, pupici, pa!